Orașul Mariupol din sudul Ucrainei este expus riscului unui focar major de holera, a anunțat vineri Ministerul Britanic al Apărării. Conform Digi24.ro, s-a ajuns la această situație deoarece serviciile medicale sunt aproape de colaps. Probleme sanitare sunt și în Kherson, care se confruntă cu o lipsă acută de medicamente, potrivit sursei citate de către Reuters. Rusia încearcă să ofere populației din zonele ocupate servicii publice de bază. Sute de cadavre au fost găsite sub dărâmăturile clădirilor distruse din Mariupol, a declarat consilierul primarului din oraș, citat de BBC. Acesta mai vorbește într-un mesaj pe Telegram despre o caravană nesfârșită a morții în orașul Port ocupat de ruși. Între 50 și 100 de cadavre sunt descoperite în fiecare bloc, scoase de sub dărâmături și duse la morgi sau în funcție de starea în care se află cadavrele duse la groapa de gunoi. Oficialul ucrainean a spus că aproximativ 2/5 dintre clădiri au fost verificate de forțele de ocupație până în prezent. Într-un mesaj postat joi dimineață, acesta a susținut că rușii au renunțat să mai verifice clădirile și că au început să demoleze imobilele fără să mai caute cadavrele sub dărâmături. Oficialul a spus că nu se va ști niciodată numărul exact al locuitorilor din Mariupol care au murit și care se află încă sub dărâmături, urmând să fie îngropați printre gunoaie și moloz. Fără cuvinte, doar furie, a mai adăugat acesta. Luna trecută, liderul autoproclamației Republicii Populare Donețk a declarat că 60% din clădirile din Mariupol au fost distruse, iar dintre acestea 20% nu mai pot fi reconstruite, relatează Digi24.ro.